Priviți cât de încântat este tânărul care o chinuie pe sărmana femeie. În zadar îl roagă aceasta să o lase în pace. Mamă, lași în pace! Țipetele disperate ale bătrânei nu-l impresionează. Din potrivă, îl amuză teribil pe puștiul care continuă să se distreze. Ia, ce p***e! Protagonistul acestui filmuleț nu este altcineva decât cunoscutul cântăreț de manele, Babi Minune. Nu m-am înșelat, e adevărat, te-am găsit pe tine. Scenele au fost filmate de un amic al acestuia, tot pentru amuzament. Însă, numai amuzante nu sunt. Babă, lași-mi pace! Pe imagini se vede cum Babi Minune se preface că o lovește de mai multe ori pe biata bunicuță, doar ca să o îngrozească. Bătrâna nu se poate apăra, încearcă să fugă, însă cântărețul o urmărește. Lasă-mă, la... Amicul îl sfătuiește să o lase în pace pe bătrână, însă totul pare să fie mult prea distractiv pentru Babi, care își continuă jocul. Lasă-mă, la... În cele din urmă, bătrâna scapă doar cu o sperietură zdravănă. Cu siguranță va ocoli zona de acum înainte. Totul a început ca acea femeie a străzii, acea, nu știu cum să o numesc, acea persoană, acea doamnă, acea femeie, le-ar fi cerut niște bani. Ei nu i-au dat și atunci a înjurat. Impresarul cântărețului susține că vinovată pentru tot circul din stradă este bătrâna care i-ar fi jignit pe cei doi. Așa ar fi început tot scandalul. Chiar și așa însă, după ce o țară întreagă i-a văzut isprava, Babi Minune își cere scuze prin intermediul impresarului său. Este o glumă proastă și își o asumă și cere și scuze. Dar a vrut un pic să se joace, să o sperie. Totuși să nu uităm că Babi e un copil în care 19 ani. Cine și-a luat copiii la Eternul...